sfințită ești, cu lumini strălucitoare bucurii vestești, că la Betleem s-a născut Iisus, Fiul Tatălui din ceruri Duhul Sfânt. S-a născut Iisus, pace ne-a adus, bucuria este mare în cer și pe pământ. Îngerii în cor să vezi pe Salvator, pace pe pământ și bună îndoire. S-a născut, pace i-a adus, bucuria este mare în cer și pe blând și drăgălaș, dulce copilaș, mi-a adus din cer lumină, dragoste și har. Dumnezeu mi-a dat ce-a avut mai scump, Fiul lui răscumpărare pe pământ. S-a născut Iisus, space cinstesc pe Fiul Ceresc, păstorii îngenunchează, cu drag îl privesc. Cinstește-l și tu în viața ta, cu credință și
profeție se va naște el. Mesia cel mult așteptat, numit Emanuel. A s-a născut în Betleem, în Betleem. A s-a născut un Salvator minunat, ce minunat. A s-a născut cântați, 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 vă bucurați. Cântați. S-a născut în Betleem.
Cânt o sana, cânt
Bună și bine v-am regăsit! Sunt bucuros să împărtășesc și astăzi cu voi din Cuvântul lui Dumnezeu. Mesajul de astăzi l-am intitulat Cadoul mult așteptat. Și aș vrea să încep cu o frumoasă poveste. Se spune că era un tânăr care se numea Billy și era împreună cu familia sa sărbătorind Crăciunul în casa bunicii sale. Dar pe sfârșitul săptămânii, înainte de Crăciun, pe când erau ei împreună, Billy a mers să se odihnească și înainte de a se pune în pat, a îngenunchiat să se roage și a început să strige destul de tare, spunând: Doamne, anul acesta de Crăciun îmi doresc un trenuleț, o mașinuță cu telecomandă și o bicicletă. Iar mama sa s-a apropiat și a zis: Billy, nu trebuie să strigi în gura mare. Dumnezeu nu este surd. Iar tânărul îi răspunde mamei: Știu că Dumnezeu nu este surd, dar bunica da. Câteodată, când ne dorim un cadou, facem tot ceea ce ne stă în putință să-l obținem, până acolo că și scriem scrisorul lui Moș Crăciun, ne rugăm, întrebăm bunicii. Eu unul am făcut așa ceva când am fost mic. Acesta fiind unul dintre motivele pentru care îmi plăcea Crăciunul. Întotdeauna când mă trezeam și mergeam să văd bradul, era plin de cadouri sub el și eram așa de bucuros. Cel mai interesant moment când primești un cadou este acela când îl deschizi, nu-i așa? Și de multe ori când luam un cadou, începeam să mă uit în el din stânga, din dreapta, de sus, de jos și chiar să-l și scutur puțin, încercând să ghicesc ce s-ar putea ascunde înăuntru. După care îl deschideam. Chiar dacă era așa de frumos ambalat și mă minunam de ceea ce găseam înăuntru. Știi, e foarte interesant ceea ce facem ca oameni. De multe ori petrecem foarte mult timp să împachetăm un cadou în așa fel încât să fim mulțumiți, să arate bine. Dar uneori, cred că într-un fel sau altul, că acesta este cea mai frumoasă parte a unui cadou, făcându-l să fie special, punând timp și dragoste în a-l împacheta, să arate frumos, fiind ceva ce reflectă dragostea și respectul pe care le avem față de cealaltă persoană. De altă parte, ceva foarte trist este atunci când primești un cadou și nu-l deschizi niciodată. Primești un cadou de Crăciun și rămâne mereu sub brad, nedeschizându-l niciodată. Nu-i așa că este trist? Poate că aceasta reflectă într-un fel sau altul un moment de neiertare față de persoana care ți-a dat cadoul. Și e trist că nu beneficiezi de acel cadou. Crăciunul este ceea ce tocmai am spus în câteva cuvinte mai devreme. Acum aproape 2000 de ani în urmă, Dumnezeu a oferit un cadou omenirii, iar acesta a fost cel mai scump dar posibil. Iisus Hristos venit din ceruri, iar asta este ceea ce sărbătorim la Crăciun. Partea tristă este pentru mulți că acest cadou stă și astăzi împachetat, neacceptat, nedeschis niciodată de persoana căruia a fost dat. Așa este acest cadou pentru mulți. Dar partea frumoasă este că Dumnezeu avea ceva în planul său și aș vrea să vă citesc acest verset în câteva momente. Mesajul Crăciunului este despre darul pe care Dumnezeu ni l-a dat nouă omenirii. Iar ca să beneficiezi de acest dar, trebuie să-l accepți, să intri în posesia Lui, să-L faci să devină al tău. Și de aceea Dumnezeu a dăruit acest cadou minunat omenirii. Iar acest dar despre care vă vorbesc este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu venit pe pământ. Iată ce spune în Matei 1:21. Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus, pentru că El va mântui pe poporul său de păcatele sale. Biblia spune că acesta este cadoul lui Dumnezeu pentru întreaga omenire. Iisus Hristos a venit pe acest pământ cu o misiune specială, iar aceasta a fost
să ne împace cu Dumnezeu Tatăl. Iisus a fost mediatorul, cel care a restaurat relația dintre Creator și creația sa. Iar lucrul acesta este minunat. Dumnezeu a hotărât să vină pe pământ într-o zi de Crăciun și să ne împace cu sine. Despre acest dar este vorba. Și de aceea numim noi aceasta vestea bună a Evangheliei. Hristos a coborât în ceruri să plătească prețul răscumpărării noastre, salvându-ne și iertându-ne de păcate. Aceasta a fost misiunea sa. Acest dar minunat este disponibil pentru toată lumea. Români, unguri, italieni, pentru oricine, nu contează culoarea sau mediul din care faci parte, nu contează vârsta pe care o ai. Acest dar al mântuirii pregătit de Dumnezeu este valabil pentru oricine îl acceptă pe Iisus Hristos. După cum am mai spus, vestea tristă este că oamenii nu acceptă acest dar. Iar când vine vorba despre Crăciun, rememorăm ce s-a întâmplat, care a fost planul lui Dumnezeu pentru mântuire și cum a venit Iisus să ne salveze. Aș vrea să mai citesc câteva versete despre nașterea Domnului Iisus. Și îl găsim scris în Luca, capitolul 2, la versetul 1 până la 11. În vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată pe când era dregător în Siria Quirinius. Toți se duceau să se înscrie, fiecare în cetatea lui. Iosif s-a suit și el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David, numită Betleem, pentru că era din casa și din seminția lui David, să se înscrie împreună cu Maria, logotnica lui, care era însărcinată. Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria și a născut pe fiul ei, cel întâi născut. L-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare, dar îngerul le-a zis: nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Și care e această veste bună? Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos Domnul. Amin. Îngerul vine și aduce un mesaj minunat, un mesaj care are potențial de a aduce bucuria în inimile oricărui om de pe fața pământului. Și mesajul care îngerul aduce spune așa: astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor. Cu alte cuvinte, s-a născut un salvator. Dumnezeu însuși a venit să plătească pentru păcatele și greșelile noastre, ca noi, cei care meritam moartea și iadul, să primim de fapt viața veșnică și raiul prin credința în jertfa Lui. Aceasta este vestea bună pe care aș vrea să ți-o aduc astăzi, că în urmă cu aproape 2000 de ani, Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos însuși a venit în lume, a trăit o viață fără de păcat, iar apoi la cruce a luat păcatul lumii întregi asupra lui, murind răstignit, iar apoi fiind îngropat. Dar aș vrea să-ți spun în momentele acestea că nu cu ele l-au ținut pe Iisus pe cruce, nu cu ele, ci dragostea lui față de tine și de mine. Iar a treia zi mormântul nu l-a putut ține acoperit. Moartea nu l-a putut ține legat, ci a înviat, a înviat și s-a înălțat la cer, stând la dreapta Tatălui. Iar astăzi dă mântuire tuturor celor ce cred în El. Acesta este adevăratul motiv de sărbătoare al Crăciunului.
ziua în care Dumnezeu și-a trimis Fiul pe pământ cu misiunea de a salva lumea. Acesta este darul lui Dumnezeu pentru noi. Viața veșnică în cer, împreună cu El, prin credința în jertfa Domnului Iisus. Dar de acest dar, la fel ca oricare alt dar, pot beneficia doar cei care îl acceptă. Putem să ne bucurăm de acest dar doar dacă îl acceptăm în viața noastră. În câteva momente aș vrea să facem o rugăciune scurtă și aș vrea să-ți spun că darul lui Dumnezeu pentru noi, Domnul Iisus, este pregătit să se descopere în viața fiecăruia. El este gata să aducă pace, să aducă bucurie, să aducă liniște în viața ta. Nu știu prin ce treci, nu știu ce probleme ai. Poate probleme de sănătate, poate probleme financiare, poate probleme în relația ta de căsătorie. Nu știu care sunt problemele tale, dar știu că El, Iisus Hristos, darul lui Dumnezeu, este gata să intervină și să schimbe viața ta dacă lași să o facă. Dar astăzi vreau să te îndemn, prieten drag, să lași pe Domnul Iisus să-ți schimbe viața. Să lași pe Domnul Iisus să se nască și în inima ta, pentru ca bucuria ta să fie deplină în acest Crăciun. Dumnezeu a făcut acest cadou extraordinar omenirii, trimițând pe Fiul Său să ne mântuiască. Ce am putea să-i oferim în schimb? Magii au adus darul lui Iisus. Și tu îi poți da astăzi inima ta. Dacă vrei să faci lucrul acesta, roagă-te. Roagă-te împreună cu mine. Doamne Iisuse, îți mulțumesc că ai venit să mă salvezi. Te primesc ca Domn și Mântuitor și vreau să-ți dau inima mea în dar. Condu pașii mei de azi înainte. În numele lui Iisus. Amin. Dacă ai făcut această rugăciune împreună cu mine, mi-ar face mare plăcere să știu. Scrie-mi un e-mail la adresa rugăciune@destiny-church.com și noi vom lua legătura cu tine. Îți doresc un Crăciun fericit și la mulți ani și Dumnezeu să te binecuvinteze, să te bucuri de cadoul Lui. Amin. Veniți cu credință plină.